bicicleta fratelui meu. Tu nu ai observat nimic? Ce să observ? Mi-am luat bicicletă nouă. Da, e frumoasă. Da, e din Franța. A ta e urâtă, mică și veche. Tata-mi va face bicicleta foarte curând. Dar a ta e veche, dar a mea nouă. Pa, pa. Bicicleta asta nu e bună de nimic. E veche. Așa și am știut! De fiecare dată nu luați nimic! Albert, stai! Albert, stai! Albert, e supărat! De ce e supărat? Tuțiu, doar eu nu am! Cum de ce? Vrea și el o bicicletă nouă. Tu știi, la moment nu avem posibilitate să-i cumpărăm. Eu știu. Dar el e copil și nu înțelege. Cum să-i explic? Eu o repar și va fi ca nouă. Nu știu ce să fac. Lasă, o să fie bine. Trebuie să achităm serviciile comunale. Și să cumpărăm de mâncare. Da. S-au terminat toate produsele. Tata, mama, nu trebuie bicicleta, mi-a răpită bună. Serios? Da! Super! Ne bucurăm că ai înțeles, Albert. Într-o zi vom cumpăra una nouă. Am o idee. Hai să-l învățăm pe Ernest să se tragă cu bicicleta. Wow! Super! Ernest, urcă! De din pădări înainte. Așa, e pe țin. Yeah, bravo, Ernest! Hai, dacă puți! Dă din pedale! Așa! Mai repede, mai repede! Ține volanul! Trebuie să dai foarte repede! Drept, 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 drept! Repede, mai repede, mai repede! Eu am bicicletă, dar părinții mei nu sunt lângă mine să se joace așa. Ești tristă? Desigur. Hai să ne jucăm împreună! Hai să facem un prieten! Hai! Ce bine când totul se termină cu bine. E super.